În toate comunitățile unde există fabrici de ciment în România, și nu doar fabricile Heidelberg, toate fabricile de ciment din România, membrii comunității au o predispoziție de a vorbi despre poluarea pe care o produce o fabrică de ciment. Și e o predispoziție pe care o putem înțelege foarte ușor. Înainte de 1989, normele de mediu existau, dar cam degeaba, ca să fiu foarte sincer. Respectiv, nu erau respectate, cel puțin în această industrie. Prin urmare, persoanele care au trăit în imediata apropiere, au vizitat zonele din imediata apropiere a unei fabrici de ciment, au putut resimți foarte ușor praful în aer, au putut să-l vadă pe copacii din jurul fabricii, au putut să-l vadă pe acoperișurile caselor din jurul fabricii și așa mai departe. Există încă o amprentă foarte puternică lăsată de poluarea istorică a fabricilor de ciment în mentalul colectiv. Altfel vorbind, această amprentă din punct de vedere al mediului înconjurător a dispărut, pentru că odată cu investițiile străine și cu standardele ridicate de performanță ale grupurilor multinaționale care au investit, au fost făcute investiții inclusiv de ecologizarea zonelor și inclusiv de retehnologizare cu tehnologii mult mai prietenoase cu mediul, care nu au atâtea emisii nici de praf, nici din punct de vedere al gazelor și nici din punct de vedere al zgomotului. În schimb, membrii comunităților, dacă văd vreodată praf ridicat pe marginea străzii pentru că a trecut un camion de multe ori, și nu o spun ca să-i acuz, e o chestie umană foarte ușor de înțeles, primul gând vine de la ciment.